Contrar aparențelor, competiția există acum în domenii ca sănătatea sau educația. Cei mai buni elevi se bat pentru cei mai buni profesori și invers. Cei mai înstăriți pacienți se bat pentru cei mai performanți medici, spitale de lux și invers. Asemănarea cu piața concurențială este că banii circulă și răsplătesc performanța. Deosebirea este că pe baza acestor fluxuri nu se iau decizii. Cel mai căutat medic rămâne cu același salariu pe hârtie ca și cel mai ocolit. Un spital unde sunt conzi, va primi aceleași sume ca unul care face internări fictive. Primul nu își acoperă cheltuielile din deconturi, așa că fiecare pacient vindecat sau tratat înseamnă încă un pas spre epuizarea fondurilor. Al doilea, facturează servicii și medicamente pe care nu le folosește și îngrașă astfel buzunarele celor care își urmăresc interesele personale. Cam așa este realitatea din unitățile spitalicești din România, banunele mai cruntă. În cazul unui seism mai puternic, există o serie de clădiri în care dâmbovițenii și nu numai primesc asistență medicală de specialitate și nu rezistă. O situație cumplită se regăsește la Centrul de Recuperare a Persoanelor cu Handicap de la Țuicani, Moreni. E greu de descris în cuvinte condițiile în care sunt îngrijiți la Țuicani 120 de pacienți care suferă de boli crunte. Și așa bătuți de soartă, ei își numără zilele prin clădiri infecte, vechi, pereți crăpați, plini de grasie, lenjerii rupte, băi infecte și miros insuportabil. Săptămâna apare într-o săptămână. Apare într-o săptămână, uitați abru. Diferența de temperatură aici e ușa. N-aveți cotă, n-aveți o aerisire aici. Da, avem cotă, uitați. Avem cotă, uitați. Clădirea, în care nu s-a mai investit nimic de câțiva ani buni, se degradează de la o zi la alta. Centrul de Recuperare a Persoanelor cu Handicap de la Țuicani, Moreni, supraviețuiește de ani de zile numai din donații. Aici n-au mai fost cumpărate obiecte de inventar de 7 ani. Da, numai din donații, da. Și înțeles că mari probleme aveți și cu personalul. Este prea puțin, nu? Nu știu dacă este prea puțin, nu este însă suficient. Normele ar fi aproape atinse. Problema este aruncată de la o instituție la alta. Toate aceste nereguli au ieșit la iveală în urma unui control al președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuțuianu. Am mers la Centrul de Recuperare Reabilitare Persoane cu Handicap Moreni Țuicani. Nu știu câți dintre dumneavoastră au mers vreodată acolo. Dacă doriți, am să vă invit, pentru că veți vedea care este România reală și ce necazuri sunt. Am constatat mai multe lucruri, o stare de degradare avansată a tuturor clădirilor centrului, lucrări nu foarte importante făcute în general din sponsorizare. Sunt 4-5 ani de zile de când la acest centru nu s-au cumpărat obiectele de inventar minim necesare. Puteți vedea, sunt pături, sunt cerceafuri, sunt paturi, mobilier, care sunt mai vechi de 6-7 ani de zile. Nu s-a cumpărat nici echipamentul necesar, îmbrăcămintea pentru bolnavi. Singurul lucru care s-a făcut, să spunem constant, s-a asigurat hrana de zi cu zi pentru o categorie de persoane cu probleme deosebit de grave. Pacienții tratați aici, sau mai bine zis cazați aici, nu au discernământ și nu se pot plânge de nimic. În ultimii 7 ani, în centru, statul n-a investit deloc. De parcă problemele n-ar fi fost de ajuns. Nici personalul nu este suficient. Conform normelor, o îngrijitoare ar trebui să supravegheze maxim 3 astfel de pacienți. Însă aici sunt nevoite să îngrijească 6 pacienți. Acestea sunt condițiile. Vă descurcați foarte greu. Ce putem să facem? Pentru că se defectează foarte des mașina. Da, foarte des. N-avem ce să facem. Sunt mașinile de... Consiliul Județean Dâmbovița va prelua centrul abia din anul 2014. Până atunci, va suporta o parte din cheltuielile necesare supraviețuirii centrului. Lucrurile au rămas așa de colo până colo. Centrul a rămas în subordinea primăriei de la Moreni. Anul acesta, primăria mi-a comunicat că nu mai vrea să sprijine centrul. Am avut o discuție cu domnul primar și am ajuns la concluzia că trebuie să ne sprijinim unul pe celălalt, fiindcă nici eu nu pot prelua dintr-o dată toate problemele acestui centru.
și am convenit să încheiem un acord de colaborare, de asociere între Consiliul Județean și Primăria de la Moreni. Consiliul Județean va asigura cheltuielile cu salariile, ceea ce a făcut și până acum, și va asigura jumătate din cheltuielile materiale ale centrului. Primăria de la Moreni va asigura jumătate. Un corp al centrului va intra în reabilitare totală în acest an, după ce Primăria Moreni a obținut un proiect pe fonduri europene.